Dar acum, ce și-am spus eu de probele, care sunt foarte evidente, că astăzi guvernul lui Dodon, cu Dodon împreună, a reorganizat contrabanda de țigări, acolo își prezint niște acte la toți telespectatorii. Haideți să vedem actele, vă rog, la camera aia, ca să le vadă toți telespectatorii despre ce este vorba. Pe timpul guvernului Maia Sandu, domnul director Iesaulincu, cine nu înțelege despre cine merge vorba, merge vorba de directorul Serviciului de Informație și Securitate a Republicii Moldova, domnul Iesaulincu, în data de 15 octombrie, îi trimite un raport doamnei Maia Sandu. Iată, vedeți, doamnei Maia Sandu, prim-ministrului Republicii Moldova. Deci, unii, vedeți, da, Serviciul Informației și Securitate Republicii Moldova, numărul de înregistrare a acestui document. În acest document, directorul SIS-ului o informează pe doamna prim-ministru că în perioada anilor 2012-2014, sub patronarea holdingului Șerif din Transnistria, mai multe companii din Transnistria au obținut licența de import a țigărilor pe teritoriul Republicii Moldova. În total se scrie că a mers vorba de 550 de milioane de pachete. De milioane de pachete de țigări. Sunt date și datele sunt de proprietarul holdingului Șerif și ține de companiile OOO Altai și multe altele, da? Ca să înțeleagă, iată, uitați-vă, cu respect, domnul Cozi, îi scrieți, Alexander Iesaulincu, director. Asta se întâmpla în octombrie 2019. E important ca să nu pierd gândul. Să înțeleagă toți cetățenii. Deci, Iesaulincu recomandă ca Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova să nu mai dea nicio licență pentru a importa țigările în Republica Moldova companiilor din Tiraspol. Că scrie aici că aceste țigări erau destinate în exclusivitate grupărilor specializate în contrabandă spre spațiul UE, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe cel a Ucrainei. Deci aici se descrie foarte clar cum țigările mergeau, ajungeau multiprotejate sub schema de duty free. Ați înțeles? Deci acum recent foarte mulți erau deranjați că dacă se va schimba modalitatea de vânzări a țigărilor, o să distrugă economia Republicii Moldova. Deci, ce se întâmplă mai departe? Guvernul Maia Sandu a reacționat la această recomandare directului SIS-ului și aceste companii din Transnistria nu au mai primit această licență, ceea ce ar însemna că s-a oprit contrabanda. Acum eu mă împărțit, domnule Cozin, a luat aceste 550 de milioane de scrisori. Aceste documente la sfârșitul emisiunii le facem publice. 550 de milioane de pachete de țigări. Ca să înțelegeți, este o matematică foarte simplă. Ca să înțeleagă oamenii mai ușor despre ce merge vorba, deci luăm 550 de milioane de pachete de țigări. Într-un box sunt 500 de pachete de țigări. Împărțim la 550 de milioane. Împărțim la 500. Deci avem 1.100.000 de boxuri. Împărțim la 100 în cap într-un camion. Am verificat acum așa asta. Deci 11.000 de camioane de țigări. Acum am luat acestea... Dacă le umplem numai cu țigări. Da, nu, dar păi și numai de țigări merge vorba. Vreau să înțeleg altceva. Marfă, ceva. Ca să fie clar că asta e contrabandă, dacă împărțim aceste 11.000 de camioane de țigări în câteva ani de zile, luăm datele oficiale de pe internet, că populația Transnistriei ar fi 460.000 de cetățeni, eu am calculat că zilnic în Transnistria și bunei, și minori, și veterani de război, și așa care numai ieșeau în secția maternitate de la mama din burtă, fumau câte 4 pachete de țigări zilnic. Adică fiecare cetățean. Ce se întâmplă mai departe? Aici excluzând producția locală, importuri de țigări. Pleacă guvernul Maia Sandu. Deci noi n-am avut și am văzut și eu niște raporturi internaționale care spune că a scăzut traficul de țigări
лунили, ноембрі, дечембрі, марі. Chiar voi cita din acest raport, așa? După ce dumneavoastră veți citi a doua parte și ca să nu înțeleagă, a fost o pură coincidență că eu veneam cu datele din raport și noastră cu aceste statistici, vă rog. Prima a fost scrisoare către doamna Maia Sandu, care a demonstrat situația legată de grupări criminale și așa mai departe. La 15 octombrie 2019. Mai departe. Pe data de 28 octombrie, tot domnul Iesaulinca trimite altă scrisoare. Domnului Mircea Ieșanu, director al instituției publice, Agenția Serviciei Publice. Și scrie domnul Iesaulinca, stimate domnule director, serviciile de informație și securitate se sesizează în continuare riscuri pentru interesele economice și imaginea pe plan extern a Republicii Moldova, determinate de intențiile de reluare a importului produselor de tutungerie în regiunea transnistreană, în cantitate deosebit, în cantități considerabile. În acest context, în temeiul articolului 10, alineatul 1, tot așa, solicităm suspendarea eliberării licențelor pentru importul produselor de tutungerie în stânga Nistrului tuturor companiilor înregistrate în regiunea transnistreană. Nota: această măsură este necesară până la aprobarea regulamentului specific în domeniu. Cu respect, directorul SIS Iesaulinca. Pleacă guvernul Maia Sandu. Peste o săptămână pleacă guvernul Maia Sandu. Așa, pleacă guvernul Maia Sandu. Și în februarie, lăchim, cu Doamne ajută, cum zice Dodon, da? El bagă biserica, unii trebuie și nu trebuie. Agenția Serviciei Publice a Republicii Moldova eliberea, deci în data de 19 februarie, eliberează licența pentru importul de țigări pentru firma TAB Import din Transnistria. Pe data de 13 februarie, cu o săptămână mai înainte, eliberează aceeași licență pentru firma Alma Vis și tot așa. Deci exact companiile care erau vizate în scrisoarea domnului Iesaulinca către premierul Maia Sandu. Companiile, Iesaulinca a vizat atunci mai multe companii. Eu încă n-am verificat, dar important este că Iesaulinca a scris că orice companie din regiunea transnistreană trebuie să fie, să nu le se dea licența, deoarece prejudici, deci sunt, noi să publicăm pentru reporterii care au făcut investigația aceste acte la sfârșit emisiunii. Acum, domnule Dodon, raz уже курим, то курить до конца, cum spun roșă. Eu recomand domnul Dodon să prindă o sigară și să-i dau o simplă întrebare. Domnule Dodon, dar cum așa cu guvernul vostru tehnocrat, din democrat, cu ce s-a ocupat democrat până a plecat Plahotniuc, cunoaște toată țara. Dar cu ce vă deosebeți voi de Plahotniuc, domnule Dodon, și guvernul vostru mixt, dacă vă ați repornit schemele despre care Iesaulinca a scris că ele trebuie să interzise. Acum și pentru domnul Iesaulinca. Domnul Iesaulinca pretinde că nu prea o slujește pe Dodon, că el mai mult e pro-european, a condus cu toate operațiunile speciale pentru a nu le permite rușilor să vieze avionul lui Rogozin și multe altele. Domnule Iesaulinca, nu vreți să ne publicați? Ok, Iesaulinca știu ce să ne spui. El spui că este un document secret, cu ștampilă că e secret de stat. Mai este un document unde tot domnul Iesaulinca ca și cum o permis deja Agenției Servicii Publice să emită aceste licențe. Când a fost emis acel document? Deci, Iesaulinca a mers la Dodon pentru ultimele consultări la sfârșitul lunii decembrie 2019, imediat după anul nou, dacă nu greșesc. Deci, același Iesaulinca care în octombrie îi spunea lui Maia Sandu că trebuie să fie sistat, așa, să fie lipsite de licențe aceste companii, corect. Ulterior, în ianuarie, deja... Și acum fac și un apel la partenerii din exterior, în special domnului Mihalco, domnul Hogan. Eu țin minte, a fost o bucurie foarte mare că, iată, cu plecarea lui Plahotniuc s-au sistat schemele. Aici ar vrea să fac o apreciere și activității domnului șeful Poliției Frontiere. Rusean Vasiloi. Da, Rusean Vasiloi, care din ce am auzit eu de la polițiști de frontieră, ofițer, nu vorbesc despre conducători, dar de cei care stau la frontieră. Până domnul Satei
соскапат домну директор Антети Фронтьер Леденцар, Антети, адика, СД Батайщи и Синдилупта Контрабанда. Адика, когда к ее новой рекунос к активитате Лунастаска, министру Диентерник, ел один блок укроща, а доводзе Кулумнаря, да, я рау оамень, кари интердивер уакшива. Штинт, ка ной дискутем, урма са дискутем деспре ачеста контрабанда ку сигар, мам информат, инаинте да вени ла емисиуне, ши врау са читез дин studiul companiei Novel, care studiază în România contrabanda cu țigări și nivelul contrabandei cu țigări. Deci în noiembrie, compania Novel publica un studiu din care reieșea că traficul cu țigări în România a fost la cel mai mic nivel din 2008. Deci din 2008 până în noiembrie 2019 nu a mai fost atât de mic traficul cu țigări. Ultimul studiu, sau nu știu dacă este ultimul, dar cel din februarie 2020, aceeași companie Novel deja semnalează că din nou a crescut alarmant traficul cu țigări cu 30% față de luna ianuarie a anului precedent. Deci iată niște date care coincid foarte interesant cu aceste documente pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Domnule Cojer, vreau să-mi cer iertare la telespectatori că acum citesc o notă de la SIS pentru uz intern. Eu am mințit cetățenii când am spus că în 2 ani de zile au mers 550 de milioane de pachete. Nu, stimați telespectatori, o mică precizare din această notă internă. 550 de milioane de pachete de țigări au mers sub acoperirea regimului duty free. Dar în afară de astea 550 de milioane de pachete de țigări au mai fost 330 de milioane în plus. Produse aici, în Republica da. Moldova, probabil. Nu, au fost importate, care au fost direcționate la aprovizionarea grupărilor criminale transfrontaliere. Deci acestea au mers în Kirghizia, la Poroșenca, în Ucraina și tot așa. Deci, în total, 550 de milioane de pachete pe țigări, ceea ce am vorbit noi cu dumneavoastră, 1100 de camioane, au trecut doar prin duty free. Vă dați seama și fumau așa care treceau prin duty free. Fumau câte două blocuri țigări, fiecare copil minor. Deci în total merge vorba de 880 de milioane. Asta ar însemna că nu e 1100 de camioane. Am o să leagă. Ați văzut declarațiile lui Dodon sânii de Transnistria? La Coza Krasnoyarskii pe Dodon, că nu sport frumos. De câteva ori. După asta Dodon, că el, că nu știu. Vedeți cum țigările impactează.